toți oamenii politici grei sau afaceriștii corupți, când ajung în pușcărie, după cum știți, sunt bolnavi. Toți. Unii sigur că își agravează boala pentru că sunt fricoși, da, n-au înger, sunt depresivi. Da, ei sunt niște oameni fabricați, niște teribiliști. Oameni care nu se pricep, n-au tărie de caracter, n-au forță. Și atunci, sigur, își pierd echilibrul odată ajunși în pușcărie, fac pe ei acolo, încep să tremure, să îmbolnăvesc și mai grav. Dar de ce nu și-au tratat afecțiunile înainte de a intra în pușcărie? Odată ce a intrat în pușcărie în România, îmi pare rău. Astea sunt condițiile. Și de ce? De ce Traian Băsescu și Liviu Dragnea vin astăzi să ne atragă atenția că n-a fost condamnat la moarte, deși poate merita Dan Adamescu? Da? Norocul lui că fura în Europa și mituia judecătorii în Europa. Să mituiești un magistrat, meriți pedeapsa cu moartea. Da, te salvează Uniunea Europeană. Atenție dacă era în Codru, în Gabon, să zicem, în Congo, te condamnau la moarte pentru mituirea patru judecători. Deci aici este discutabil. Dar altceva vreau să-i întreb pe distinșii prefăcuți. Dar de ce ar merita un corupt situație ideală în pușcărie să fie tratat ca un sfânt când oamenii care n-au nicio vină mor în spitale de bacterii? Da? Atâta timp cât integrii n-au parte de spitale normale în România, de ce ar avea borfașii? Deci este absolut logic. Atâta timp cât în această țară nu s-a făcut nimic în acest domeniu, de altfel contestat și recontestat în toate cazurile de care ne amintim de dată recentă, vezi colectivul, aia ce vină aveau că au murit în spitale. După aia s-a demonstrat că cei mai mulți dintre ei au murit ca urmare a problemelor din spitale, a infecțiilor spitalicești, bacteriile pe care le-au contactat acolo, nu neapărat de la fum. Da? Au murit cu zile în spitale. Păi bă, atâta timp cât sau oamenii săraci care trăiesc în Berceni sau în Pantelimon și la care nu vine salvarea pentru că sunt prea săraci. Cunosc situații. Care au murit de cancer cu zile. Că nu mai venea salvarea pentru că n-aveau ce să-i dea. Nu-i mai ducea până la fundeni, că n-aveau pentru ce. Da? La ăștia nu se gândește nimeni. Păi ăștia nu-i mediatizează niciun escroc din politică, niciodată. Deci atunci haideți să punem lucrurile în contextul firesc. Atâta timp cât nimeni nu beneficiază în România, oamenii normali, oamenii sănătoși, oamenii cinstiți, au ghinionul la un moment dat să duc să facă niște analize și să îmbolnăvesc în spital, sau ce știu eu din ce motiv, și mor acolo, pentru că statul n-a făcut niciodată nimic în domeniul ăsta, păi cum ar fi putut statul, același stat, să facă minuni pentru pușcăriași? Era ilogic. Adică întâi trebuie să ai boi și după aia căruța. Nu? Atâta timp cât acest lucru oricum nu este prioritar pentru niciun guvern, credeți că vor fi vreodată modernizate spitalele? Deci eu nu-mi permit, ca jurnalist onest, nu-mi permit și în numele celor care ne urmăresc, sigur, nu în numele celor care declară, nu-mi permit să duc această discuție în derizoriu. Deci asta este o moarte pe care Dan Adamescu și-a făcut-o cu mâna lui. El nu este o victimă, atenție, el este un hoț, în primul rând. În primul rând, Dan Adamescu este un corupt, un bandit. Apoi vin celelalte. Dar atenție, prioritar în acest caz este faptul că el era un corupt și un bandit. Nu faptul că a murit în pușcărie de o infecție, după ce avea 17 boli pe care tot din indolență și din prostie nu și le-a tratat când era sănătos. Pentru că avea bani să o facă, dar se considera prea mare, n-avea timp. Așa cum au făcut-o cu toții. Inclusiv nemernicul ăla de Nicușor Constantinescu, care nu trata bolile, el mânca în Manhattan cartofi prăjiți și căra cărucioarele din Bronx. Da? Le împingea pe acolo că îl filmau telespectatorii noștri. El nu se trata în Statele Unite de cancer. Când ajungea în pușcărie, dădea vina pe sistem. Păi da, dobitocule, sistemul era al tău, nu al meu. Că tu erai la putere, cu Mazăre, cu PSD-ul, da, voi erați. Klaus Iohannis, ce face Klaus Iohannis? Da? De ce nu se duce și stă în spitale? De ce nu accelerează procesul ăsta? Sigur, el ca președinte n-are nimic de făcut, că asta e Constituția, așa e. I se potrivește rolul. Dar n-ar avea și el totuși un cuvânt de spus în loc să tacă toată ziua. Nu mai bine să ducă să-i bată la cap în fiecare zi, că nu asta e misiunea ta. Nu, el recuperează niște puncte și un pic de capital politic că a ieșit în stradă în geacă. Da?
nu-i meritul lui, e un autogol acolo. Au făcut unii o prostie și a venit Klaus Iohannis să vadă dacă sunt niște firmituri. Nu, nu, asta ar trebui să fie grija lui, grija doamnei Firea, grija domnului Dragnea, grija domnului Traian Băsescu și așa mai departe. Au făcut nimic niciunii pentru sistemul ăsta. Trebuie să duc copii, mă, să le fac o injecție într-o venă și mor de o infecție. După aia nu-i mediatizează nimeni. Da? Și nu-mi spune nimeni, nici Dragnea, nici Băsescu, că n-au fost condamnați la moarte. Dar de ce un copil de 8 ani care se duce și moare într-un spital? De ce nu se spune la televizor că nu era condamnat la moarte? Că el venea de acasă, de la jucării. Da? Și părinții lui erau onești. Nu erau părinții lui Dan Adamescu. Sau Dan Adamescu însuși. Da? Deci ăștia mi se par importanți, nu e scrocii. Cum să corubă 4 judecători? Da? Dar omul ăsta nu mințea cum respira. Da? Și oamenii din jurul lui, toți e scrocii care l-au acoperit toată viața, bineînțeles. Toți cei care au făcut afaceri cu el, îi se părea firesc. Se părea firesc că dacă ai bani să faci ce vrei în țara asta. Păi de ce n-a făcut familia lui Dan Adamescu spitale în România? Da? De ce n-a făcut numai spitale private? De ce n-a făcut penitenciare de calitate? Pentru că nu se așteptau să intre. O și Elena Udrea a avut același discurs. Păi da, dar e urât în penitenciare. De ce nu-i spuneai lui Neatrea asta? Că când să te-ai cu fundul pe birou. Haideți să construim niște penitenciare neatraiane, că poate ajungem și noi acolo. N-au făcut niciunii dintre ei nimic. Păi atunci, cine să facă? Deci noi suntem vinovați, nu? E, dar măcar noi nu prezentăm povestea trunchiat. Deci când veniți și vorbiți despre astfel de cazuri, dacă nu vă e rușine, stimați politicieni, puneți problema așa. În primul rând, oamenii sunt importanți. Ăia care n-au făcut nimic niciodată și care n-au nicio vină. Nu ăștia. Care puteau să aibă grijă de cine l-a împiedicat pe Dan Adamescu să se trateze în Caraibe, sau în Statele Unite, sau în Olanda, sau în Franța, unde vroia el. N-a nicio problemă. A avut atâția ani, avea 68 de ani. Să nu spuneți că era, fac și eu ca Liviu Dragnea, care să dă citit și cult cu frazele lui. Din câte mi-amintesc, domnul Dragnea, nu toți 68 de ani i-a petrecut în pușcărie Dan Adamescu. Da? Domnul Dragnea nu și-amintea să fi fost condamnat la moarte Dan Adamescu. Nu, dar merita. Da? Merita. Așa. Sigur că poți avea parte de un tratament uman, dar nu în România. Da? Dan Adamescu a ales să trăiască în România. Deși putea să se ducă să rămână în Germania Federală, după ce făcuse business-ul, că tocmai v-am citit. Era obligat să vină aici. A ales să vină, să facă bani, să jefuiască pe aici. A venit în România să fie sănătos. Eu nu-l plâng pe Dan Adamescu în condițiile astea. Să fie clar. Da? Bun, mergem mai departe. Nu i-au administrat timp de 3-7 de zile tratamentul. Și aici e un subiect de completat. Trebuie să înțelegem un pic și pe magistrați. Toți corupții s-au prefăcut bolnavi. Poate că unii dintre ei erau bolnavi. Da? Asta nu înseamnă că meritau tratament de lux. Uite-l pe Jean Pădureanu. A intrat, era bolnav, avea Alzheimer. Nu merita tratament de lux. Pentru că atunci când a furat, da, nu s-a gândit la nimeni, s-a gândea numai la el. Stați liniștiți că se face uneori după fapte și răsplată. Finalul vieții, într-adevăr, a fost de coșmar. Dar atenție, au fost atâția care în momentul când au ieșit pe poarta penitenciarului, au spus, păi am păcălit, m-am dat și eu bolnav, da? Scriitorii din penitenciare, care de asemenea sunt niște impostori, toți cei care au pretins că au dureri de gât, de șale, de stomac, da? Dar care nu mureau în pușcărie. Doamna Riții, no, vedeți că continuă să trăiască liniștită, deși moartea era iminentă și în cazul ei. Atenție, nu există nimic peste corupție. Statul ăsta nu se va vindeca niciodată doar pe sentimente. Da? Întâi să fim cinstiți, după aia să ne gândim, vai de mine, dar ce ne-am îmbolnăvit și n-are nimeni grijă de noi. Nu, problema trebuie pusă invers. Atâta timp cât sunteți niște bandiți, locul vostru e la pușcărie. Astea sunt pușcăriile din România, în astea stați. Problema nu este pentru voi. Problema este pentru cei care sunt afară. Da? Cei care se duc la școală și n-au unde să învețe. Cei care se duc în spitale și n-au unde să fie tratați. Cei care se duc în instanță și nu-i apără instanța. Aici ai problema, nu la corupți. Corupții nu sunt pe primul plan. Spun lucrurile astea la infinit pentru că așa e firesc. Da? Nu să fii cumpărat, nu să fii amicul nu știu care, nu pe ăla îl pleznesc, dar în ăla nu pot să dau. Nu e așa. E așa. Deci ordinea firească este asta. Întâi țara să aibă grijă de oamenii onești, de oamenii corecți, responsabili.
nu de bandiți. Da? Întâmplător nu și-a mai permis să aibă grijă de bandiți, întrucât e firesc, înțelegeți, da? Ei urmau să n-ajungă niciodată acolo, pușcăriașii urmau să fim tot ăștia dintre noi. Da? Nu eram viitorii pușcăriași. Da? De-aia arătau pușcăriile așa. Cine putea să ajungă acolo? Dan Adamescu? Dinu Patriciu? Patriciu a făcut un pic de arest. O jumătate de zi. N-a făcut nicio zi de pușcărie. Nu era pentru ei. Nu era nici pentru Băsescu, nici pentru Dragnea, nici pentru nimeni. Da? Acolo urmau să ajungă numai amărâții. De asta nu s-a făcut nimic. Păi cum poți să vii tu, să spui tu, șeful statului, da? Practic, Liviu Dragnea, el este președintele PSD și președintele Camerei Deputaților, ce anomalie și asta. Ne-am dat de ceasul morții să n-ajungă Dragnea prim-ministru, dar n-a mai zis nimeni nimic în frunte cu Klaus Iohannis când a ajuns președintele Camerei Deputaților, adică al treilea om în stat. Da? N-avea voie să fie primul sau al doilea om în stat, depinde cum citești poziția de prim-ministru, da? Conform Constituției este primul om în stat, primul ministru, da? Că el are puterea executorie în această țară, acolo nu putea, dar poziția treia putea să o aibă. Senzaționale legi avem. Da? Acolo n-a mai contestat nimeni. El și cu Tăricianu stau bine mersi pe funcțiile astea calde. Deci un astfel de om, da, vine și se indignează public, Liviu Dragnea, de situația din această țară. Păi dar n-ați fost voi, mă, din 89 la putere? Comuniști, socialisti, social-democrații ăștia, n-ați condus voi țara în cea mai mare parte în perioada asta? Cum poți să pui public problema asta? Discutați, bă, între voi acolo, că poate în mandatele astea care vor veni, faceți și voi ceva. Uite, doamna Firea nu face nimic, de exemplu, pentru București. Da? A făcut numai gargară, într-adevăr, vorba proverbului francez. A vorbi înseamnă să-i faci pe ceilalți să râdă. A face ceva înseamnă a-i face pe ceilalți să tacă. Da? Deci numai gargară. Nu văd nicio modificare, bineînțeles, nimic. A venit, s-a instalat pe o funcție, din punctul ei de vedere și-a făcut treaba. Punctul nostru de vedere n-a făcut nimic. Așa se întâmplă și cu ăștia la putere. Da? Și guvernul Cioloș pretinde că a făcut treabă. Și guvernul Dragnea o să spună peste câțiva ani, cum a spus și Victor Ponta, că a făcut treabă. Bun, dar atunci nu vă mai întrebați de ce e situația așa în pușcării. Că oamenii nu sunt animale. Ba da, dar ce, noi nu suntem tratați ca animalele? La ghișee, în tramvaie, pe stradă, unde sunt numai pișat și căcat de câine și flegme de om. Noi, străzile în București, mi s-a și spus acum, am întrebat și eu undeva, nu se spală niciodată. Exact ca animalele suntem. Deci noi mergem, m-am uitat astăzi, am și numărat de acasă până la metrou, 25 de flegme și 34 de rahaz de câine am văzut de acasă. Diferiți, de câine diferit. Da? Nu suntem tratați ca animale, ci exact mergem și călcăm numai pișat și rahat pe tot drumul, capitala țării. Suntem tratați exact ca animalele. Păi atunci ce te mai miri, bă, șmecherule? În primul rând ești prost. La banii ăia, bani furați, cea mai mare parte, nejustificați prin nimic. Nu poți să fii bugetar și să ai două străzi de case. Da? Bă, iei banul și du-te, bă, la tratament în Statele Unite, în Canada, unde vrei tu, bă, în Australia. Da? Nu trebuie să stai să mori aici. Aici murim noi, ăștia care ne-am sacrificat. Dar voi n-ar trebui să muriți aici, bă. Trebuie să dați un tun, două tunuri, 100 de tunuri și să plecați. N-ați făcut nimic. Păi a cui e vina e? Adică e vina mea că mi-am plătit impozitele ca să faceți voi spitale sau să regenerați TVR-ul. Da? E vina mea că nu merg lucrurile acolo. Extraordinar, tupeu. Dar proștii, manipulatorii, proștii care se uită, proștii care ascultă, îl înțeleg, bă, cred pe ăsta. Plâng de grijă lui Dan Adamescu. A murit, bă, săracul, în condiții animalice. Ăsta e tratament de Europa în secolul 21. Suntem aproape în 2025 să mori în condițiile astea ca un câine. Da, mă, dar noi care murim chiar fără nicio vină, fără să mituim pe cineva vreodată, bă, fără să dăm șpagă vreodată, pentru noi plânge cineva? Păi vi se pare drept? Mie nu. Mie nu mi se pare drept absolut deloc. Ei nu au făcut ăia tratament? Nu! Pentru că nu-l credeau pe Dan Adamescu. Da? Prea mulți impostori de nivelul lui au mințit, da? Și cei care scriu cărți, și cei care s-au dat bolnavi și nu erau, încât ca la lupul ăla care tot vine, tot vine și în ziua când vine nu mai crede nimeni. Da? Nu mai credeau nici magistrații. De unde Dumnezeu să știe toți ăia? A, ăla sigur e grav bolnav, că n-a murit nimeni până acum. Acum da, a murit Dan Adamescu, să ne ducem la CEDO, o să fie, într-adevăr,
paguba și mai mare, pentru că ăia deja ne avertizaseră cu sistemul carceral, cum să îndeplinească România condițiile astea când este condusă de niște mediocri? Cum să îndeplinească? Păi de ce n-ați făcut, bă, Nea Traiane și cu Emil al tău? De ce n-ați făcut nimic, mă? De ce n-ați făcut, cum să zic, să fie lună în penitenciare? Da? Vreți să vă mai spun o dată de ce? Că nu vă interesa. Da? De ce să dați banii ăia când putea să-i luați? Da? De ce să faceți pentru noi? Așa cum nici în spitale nu faceți. Vreți să vă spun de ce? Pentru că voi n-aveți nevoie. Nea Traiane, mata, când te tăiai la un deget, te duceai la Viena. Da? Când ai avut un absces, după ce ai ieșit de la o emisiune, te-ai dus la Viena. Da? Dinu Patriciu, Dan Adamescu se duceau cu satelitul. Da? Puncte, puncte cu satelitul la Viena. Sau în Germania Federală. Sau în Statele Unite, când îi durea ceva. De exemplu, îi durea în cot. Nu se tratau în România. De asta n-ați făcut spitale. Dar de ce să le faceți? Bani aruncați pe gârlă pentru prostime. Prostimea trebuia să se ducă la vot, să voteze tot cu proștii. De asta nu s-a făcut. Cum poate un om să vină cu responsabilitate în țară să se indigneze la televizor? A murit ca un animal. Ce vrei să spui? Că oamenii de afaceri și politicienii nu sunt tratați corespunzător în România. Dar de ce ar fi tratați corespunzător dacă sistemul e al lor? Dacă ei au bani, ei ar putea să-l schimbe. Păi dacă nu sunt în stare, cum să fie tratați cu respect? E ca ăla care vine acasă, da, și-a mobilat casa, și-a luat nevasta, dar e nemulțumit. Când vine acasă, ce, bă, da, era dracului că nu-s lucrurile cu bă. Bă, schimbă-le! N-ai avut bani destui? Da? Ți-ai făcut o casă de marmură, da? Cum se făcea Videanu, de exemplu. Făcea, băi, cum să vii acasă să-ți spui, bă, tată, am numai 78 de camere. Dar de ce, dracu, am numai atâtea? Păi, bă, fă-s mai multe dacă nu. De ce să fii nemulțumit? Așa și ăștia. Cum să fiți nemulțumiți când totul era al vostru?